Bună dimineața! Astăzi este zi de sâmbătă și vreau să fac o plimbare până în Lansud. Acest oraș este undeva la 28 de kilometri față de unde locuiesc. E un oraș în care am mai fost și îmi place. E un oraș care amintește de România, fiind și înfrățit cu Sibiul. Dar despre asta o să vorbim mai multe când o să ajungem acolo. Vreau să urc până la cetate. Dar singura chestie care mă pune pe gânduri e că afară e o vreme cu ceață și s-ar putea ca de acolo să nu se vadă orașul foarte, foarte bine din cauza ceții, dar rămâne de văzut. Vreau să fac o oprire și la Biserica Sfântul Martin, care este o biserică cu adevărat specială, puțin prin centru și o să mă vedem pe parcurs. Dar despre toate astea, cum am spus, o să vorbim când o să ajungem acolo în detaliu. Așa că haideți să pornim, îmi beau cafeluța, mă îmbrac și ne vedem de pe drum. Și să pornim. Mai am undeva la 20 de kilometri. Am ajuns în Lansud și mai avem un pic până găsim o parcare și pornim pe jos. Asta e intrarea principală în centrul vechi al Lansudului și este așa ca o fortăreață. Îmi place intrarea asta. Azi e sâmbătă și pare destul de aglomerat. Au pus, văd că și luminițele de Crăciun. Să ofer așa un context. Asta e centrul vechi al orașului Lansud. Și aici este cetatea care este pusă pe deal, de unde se vede tot orașul. Acum sper să se vadă și cu ceața asta care e astăzi. Deci, prima oprire va fi la cetate. O să urcăm până la cetate pe aici. Sunt niște scări și o să intrăm în interiorul cetății și apoi undeva de aici avem priveliște către oraș. Apoi o să ne oprim în detaliu la catedrală. O să o filmez și din exterior, dar am înțeles că se poate filma și din interior, adică nu este interzis acest lucru. Și după aceea o să ne plimbăm un pic prin centrul vechi și după aceea pe aici, pe lângă râu. Precum am spus, acum ne îndreptăm spre cetatea de la sud. Se vede undeva acolo în spate. Cetatea a fost construită de Ludovic I al Bavariei în anul 1204 și finalizată undeva în 1234, dacă am reținut bine, la vizita regelui Federic al II-lea. Suntem aproape la jumătatea drumului. Nu e atât de greu, dar cred că condiția mea fizică nu mai e așa de bună. Așa că hai să continuăm și să ajungem la cetate. O să intrăm în curtea centrală.
cetate și acum este în restaurare. În 1961, în 21 octombrie, aici a fost un incendiu major în care s-au pierdut multe obiecte de valoare și chiar și camera regelui a ars complet. Acum că am coborât de la cetate, ne îndreptăm spre Biserica Sfântul Martin. Această biserică este pe locul 2 în lume ca fiind cea mai înaltă biserică construită din cărămidă fără a avea structură metalică și are undeva la 130 de metri înălțime. Precum am spus, este un oraș înfrățit cu Sibiu, datorită sașilor din România, care au influențat mult zona Sibiului. Și în 13 aprilie 2002 au fost declarate orașe înfrățite. Acum câțiva ani în urmă, cred că aproximativ 2, am fost aici în centru și era un concert. Am auzit muzica și era muzică din România, muzică tradițională, populară. Și chiar am stat și după ce am citit pe internet că Sibiu și Lanțul sunt orașe înfrățite. Putem spune că Sibiu este un oraș, să zic, fratele mai mare al Lanțului, datorită numărului de locuitori din Sibiu, undeva la 130.000 de locuitori față de 60.000 cât are Lanțul. Biserica aceasta din Lanțul a fost fondată în anul 1389. Aceasta este primăria din Lanțul, construită între 1446 și 1452. Are o fațadă impunătoare și un turn cu ceas emblematic. Clădirea a servit ca centru administrativ medieval și rămâne un simbol al orașului Lanțul. Acum mă îndrept spre râul Isar, de aici din Lanțul. Acest râu izvorește din Alpii Bavarei și trece prin orașe precum Miuhă în Lanțul și se revarsă în Dunăre. Thank you.
Am ieșit din centrul vechi și mă îndrept spre parcare, unde vreau să iau mașina și să mă duc până la un mall aici, așa că cred că aici o să închei acest video. Ciao.